Cum a obținut piratul Barbarossa o soție cu 50 de ani mai tânără? Era în dimineața zilei de 8 august 1534. Abia se ivise răzorile când 9 galere, la popele cărora nu flutura niciun pavilion, ancorară în micul port Sperlanga, de pe coasta de sud-vest a Italiei. Pescarii care se pregăteau să plece în larg văzură cum, de pe bordul galerelor, coborau câteva bărci pline cu războinici înarmați cu archebuze. Purtau turbane de un alb imaculat și la brâul fiecăruia dintre ei atârna câte un lung iatagan. Peste câteva clipe, un strigă de alarmă deștepta pe toți locuitorii așezării. Pirații! Au venit pirații! Așa începu una dintre nenumăratele agresiuni piraterești efectuate în cursul secolului al XVI-lea împotriva țărmurilor italiene, franceze și spaniole ale Mării Mediterane. Cine erau acești atacatori? Un amestec de aventurieri de cele mai diverse naționalități. Turci din insulele Mării Egee și de pe litoralul Asiei Mici, arabi izgoniți din Spania de către regii catolici și stabiliți pe coastele Africii de Nord, care aparțin astăzi Libiei, Tunisiei și Algeriei, europeni proveniți din toate statele mai mari sau mai mici existente pe atunci, napolitani și venețieni, andaluzi și olandezi, englezi și francezi, etc. Este interesant de relevat că recruții de origine europeană se înrolau în flota piraților Mediteranei din motive extrem de variate. Unii cu diferite delicte pe conștiință pentru a scăpa de fulgerele legii din propria țară, alții pentru a se îmbogăți repede și a se înapoia pe urmă în patrie, o altă categorie pentru că fuseseră luați în robie și vedeau în asocierea lor cu bandiții mării singurul mijloc de a-și recăpăta un oarecare grad de libertate. De fapt, termenul de pirați, cu alte cuvinte de tâlhari considerați ca atare de toate statele din jurul Mediteranei, este impropriu pentru a desemna pe prădalnicii de acum patru veacuri. Mai corect ar fi să li se spună corsari, asemenea confraților lor de pe Oceanul Atlantic, ca și Francis Drake, de pildă, căruia regina Elisabeta I a Angliei i-a conferit titlul de amiral, ei erau, cel puțin nominal, în slujba unui monarh, în cazul de față a sultanului turc de la Constantinopol, de la care avea o patentă în toată regula. Conform acestui firman, comandantul unei nave era autorizat să cutreiere mările, atacând după voia sa așezările și vasele inamicului. Este drept că, pe de o parte, inamic era pentru sultan toți cei ce nu îi recunoșteau suzeranitatea și că, pe de altă parte, corsarul avea obiceiul a interpreta în mod foarte larg împuternicirile ce erau acordate. Cum atacurile se desfășurau pe riscul și pe cheltuiala comandantului respectiv, lui și oamenilor săi le revenea majoritatea prăzii. Buna cuvință cerea însă ca o parte din bogățiile jefuite să fie trimise plocon sultanului. Atacul asupra portului Sperlonga avea ca obiectiv principal tocmai un astfel de dar. Pe malul Bosforului împărățea pe atunci Suleiman Magnificul.
haremului său era destinată cea mai frumoasă femeie a Italiei din acea vreme, Giulia Gonzaga, tânăra văduvă a nobilului Vespasiano Colonna. Vestea despre neîntrecutul farmec al trăsăturilor ei ajunsese până în Africa de Nord, unde, pe insula Gherba din golful Gabes, își avea baza de operații unul dintre cei mai îndrăzneți corsari ai timpului, Hair ad-Din, pe care italienii îl supranumiseră Barbarossa, din cauza impunătoarei sale bărbi roșcovane. Debarcând la Sperlonga, pirații luară imediat cu asalt localitatea, ucigând fără milă pe toți cei care îndrăzneau să li se împotrivească. Castelul din vecinătatea portului rezistă ceva mai mult, dar după ce ocupă unul dintre turnuri, Hair ad-Din dădu de veste că dacă apărătorii nu vor capitula, va aduce tot praful de pușcă pe care îl avea în calele galerelor și va arunca în aer întreaga clădire. Rezultatul fu cel scontat. Asediații încetară lupta. După ce transportară pe galere bărbații, femeile și copiii capturați, după ce jefuiră casele, castelul și biserica de tot ce li se părea prețios, pirații se îndreptară spre localitatea Fondi din apropiere. Acolo se afla castelul unde locuia frumoasa Giulia. Așa cum arată o cronică păstrată în arhivele din Napoli, nobila doamnă, prinzând de știre de cele întâmplate la Sperlonga, printr-o femeie care izbutise să fugă până la dânsa, ieși din iatacul său desculță, numai într-o cămașă lungă până la călcăie și cu părul fluturând în bătaia vântului. Fugi așa bezmetică peste văi și dealuri, doar o scăpa de urgia tâlharilor. Cronica continuă așa pagini de-a rândul, până se hotărăște să ne spună că cea mai frumoasă femeie a Italiei izbuti să scape de trista soartă pe care i-o pregătea Barbarossa. Salvarea și-o datora în mare măsură vitejiei și spiritului de sacrificiu cu care cei 80 de slujitori ai ei apărară castelul o zi și o noapte, făcându-l pe Hair ad-Din să creadă că stăpâna se afla acolo. Când află că fusese păcălit și că dulcea pradă îi scăpase printre degete, furia lui nu mai cunoscu margini, glăsuiește mai departe cronica. 1200 de case furărase de pe fața pământului, din biserica San Francesco și din capelele San Giovanni și San Rocco, nu mai rămaseră decât zidurile golașe. 100 de bărbați și femei fură trecuți prin sabie, 150 de oameni fură luați ca robi. Dar oricât de cruntă era răzbunarea corsarului, un lucru era sigur. Haremul lui Suleiman Magnificul nu avea să se poată făli cu neprețuita frumusețe a Giuliei Gonzaga. Hair ad-Din a fost unul dintre cei mai temuți corsari ai epocii. Fratele său mai mare, Arug, se îndelenicise cu aceeași primejdioasă, dar rentabilă meserie, mai întâi în Marea Egee, apoi în Mediterana Centrală. În primul deceniu al secolului al XVI-lea, spaniolii trecuseră la ofensivă împotriva bazilor piraterești din Africa de Nord, reușind să ocupe, printre alte localități, Mersel Kebir, Aran și Tripoli. În ajutorul Algerului amenințat, sultanul îl trimise ca amiral pe Arug, care combătu cu pricepere și îndrăzneală până ce își găsi moartea într-o luptă. Succesor îi fu fratele său, Hair ad-Din, care reportă câteva răsunătoare victorii asupra spaniolilor. Darurile sale bogate
îl impresionară într-atât pe sultanul Suleiman, încât el acordă piratului titlul de capitan al mării, ceea ce echivala cu acela de comandant suprem al flotei otomane. Barbarossa nu se întoarse din drum după atacul executat împotriva localităților Sperlongo și Fondi. Într-o deosebit de temerară încercare de a ataca Roma însăși, el debarcă la Fiumicino, acolo unde astăzi se găsește aeroportul care deservește capitala Italiei. Numai faptul că prada recoltată aici, adăugându-se cele anterioare, umplu galerele până la maximul capacității lor, îl sili să renunțe la proiectul său și să se întoarcă. În 1536 și 1537, Hayri ad-Din organiză incursiuni rapide, dar devastatoare, pe coastele din preajma orașului Napoli, în Calabria, pe țărmurile mărilor Tireniană și Ionică și pe litoralul golfului Taranto și a mării Adriatice. Ravagile provocate au fost de asemenea proporții încât multe dintre aceste teritorii au rămas pustii vreme îndelungată. Uneori, Barbarossa găsea complici printre cei mai înalți dregători ai cetăților pe care se pregătea să le atace. Astfel, în 1539, guvernatorul portului Brindisi se înțelesese cu el pentru a-i preda fără luptă localitatea. Dar complotul fu descoperit, guvernatorului i se tăie la repezeală capul și piratul trebuie să abandoneze tentativa. Alteori, reprezentanții autorităților dădeau dovadă de mai multă fermitate, cel puțin la început. În 1543, Hayri ad-Din acostă la Reggio di Calabria, în strâmtoarea Messina, și ceru un singur lucru, apă de băut. Diego Gaetani, guvernatorul orașului, nu numai că refuză, ci porunci tunarilor care apărau rada să deschidă focul. Oghilea nimeri în plin una dintre galere și patru corsari fură uciși. Scos din sărite, Barbarossa debarcă în fruntea celor 12.000 de războinici pe care avea cu sine și locu asalt portul. Printre cei capturați se aflau guvernatorul însuși, soția sa și fiica lor, în vârstă de 18 ani. Hayri ad-Din o ceru în căsătorie, în schimbul libertății pe care le-o promitea părinților. Tăria de caracter a lui Gaetani se epuizase odată cu salvele tunurilor. El își cedă imediat fata. Îmblânzit poate de tânăra sa soție, Barbarossa nu mai întreprinse decât un singur raid în anul următor, cu care prilej prădă insulele Ischia de lângă Napoli și Lipari din apropiere de Sicilia, luând în robie 7.000 de oameni. Încheiindu-și cariera, el se stabili la Constantinopol, unde trăi încă 2 ani, într-un lux despre care se spune că stârnise până și invidia sultanului. Așa cum ne informează aceeași cronică napolitană, la moartea lui, în 1546, plânsetele cele mai disperate le scoase tânăra sa soție.